Și sute de ani soțiți voastre sunt prăzniți aici, când va fi la scopul potrivit. Părintele profesor a adus toate aceste cărți, aveți acolo, este un stand amenajat, ele pot fi cumpărate. Și, cum spuneam, vă așteptăm de și la celălalt întâlnim cu obicei, fiindcă, repede, ele se fac cu osteneală și cu deranj, chiar și cu pierderea la Dumnezeu. Fim sinceri să recunoaștem, dacă mai sunt și alții care vor să vină, chemați-i, aduceți-i, îndemnați-i să vină, încurajați-i, fiindcă, dacă vom fi tot atât de puțin la un nou moment în pace, nu mai se lași mina aprinsă în acest moment, în această biserică, gândiți-vă ce înseamnă în patru luminici, în patru semne, cele patru semne ale unei luni, deci pe lună, cât costă sau cât se adună, și repede, e descurajator pentru toți, dacă suntem puțini, că și așa, spuneam, ne așteaptă să fim cât mai puțin până să nu mai fim deloc, haideți, totuși, noi să ne încurajăm, să ne îmbărbătăm și să ne mobilizăm, să ne trezim o dată, să ne redeșteptăm, să ne revenim în firea noastră cea normală, dacă îmi dați voie la a face acest leonază. Mulțumim încă o dată pentru profesor care dimineața a slujit, a avut o zi plină, cu mare aminte în fiecare zi un program încărcat, și care totuși a primit cu multă dragoste și a acceptat cu deosebită disponibilitate să fie în seara aceasta aici, în mijlocul nostru. Prețuindu-l în mod deosebit și pe părintele paroh, părintele nostru paroh din Pompiliu, care i-a fost elev la seminar. Sfinția sa a putut fi prezent fizic aici, în mijlocul nostru, în aceste momente, însă m-am vrea să vă transmit tot respectul, toate considerația și toate prețuirea, așa cum îi se cade la preț unui elev la adresa unei dintre mari și conținuții săi profesori. Facem rugăciunea de încheiere, fotografia de grup, binecunoscută sau tradițională, cu fotografie de grup, după care vă rugăm să reașezăm scaunele la locul lor, însă fără a le trage, pentru că e ridicat de sus. Facem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Familie, cu toți, cu vine este cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare Dumnezeu, cea pură, fericită și prea vinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai iubită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-a născut, pe tine și-a cu adevărat, să se poate Dumnezeu pe mine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în lumea și în veci de aici, amin. Doamne, iubește, 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 Doamne, amin. Toate aceste semne obicești vor fi încărcate, postate, foto, audio, video și pe site-ul parohiei noastre, parohia-șerban.ro. Haideți să facem aici, față fotografia de grup.